30 august 2018, în ședința ordinară a Consiliului Local, convocat prin dispoziția primară, numărul 75/20/2018. Deci 11 consilieri locali care compun Consiliul Local, sunt prezenți 10. Deci domnul Dionisie spunea că nu poate să vină, că este disobișită. Deci în majoritatea consilierilor local, ședința se poate constitui. Având în vedere prevederea articolului 42, amiatul 5 de legea 215, este pus spre aprobare procesul verbal chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Atunci. Deci procesul verbal a fost adoptat în anul. La ședință face pe care invitați domnul Grescu TV și cu doamna Gherasimescu Rovința. În conformitate cu prevederea articolului 45 din legea 215, este menționat că hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție. Deci el este valabil pentru punctul 3 al ordinii de zi. Deci acolo trebuie să adoptat cu două treimi. Acum, în conformitate cu prevederea articolului 41 din legea 215, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Doamna, vă rog, propuneți. Propun pe doamna Pădura, vă venez. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, doamna Pădura, vă rog, trebuie să spun și aia lucrurile. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că mă voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale democratice. Se dă prin ordine de zi. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Devan pentru 3 la anul 2018, inițiator de apunăvită primarul Comunei. Audit comisiilor 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe domeniul public al instalației electrice de utilizare în vederea alimentării pe energie electrică a statului de vadă pentru servicii de comunicații electronice IPSCS, localitatea în Comunea Grandă și Bacău, inițiator de apunăvită primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al regulamentului local de urbanism al Comunei Ardeoan, inițiator de economică primarul Comunei. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introducere ordinele de zi, nu. Până în discuție, adresa cu numărul 966 din 29/8/2018, discurs de ordinele de ale numărul 1 Ardeoan. Întrăm în ordinele de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Ardeoan pentru trimestrul 3 anul 2018. Am zis Comisia de Reunite, domnul Anite Gabriela, președinte al Comisiei de Specializare, prezentă avizul Comisiei de Reunite. Comisia realizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 49 aneatul 5 și articolul 82 aneatul 1, legea 273/2016 din Republicii Locale, cu modificări și completări ulterioare. Prin dispoziția primarului numărul 74 s-a rectificat bugetul local. Deci legea permite ca în momentul în care sunt cheltuieli sau trebuie să făcut anumite investiții, primarul, pe dispoziție, poate să rectifice bugetul. Dar obligația este ca la prima ședință trebuie să fie aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Și este vorba de majorarea bugetului local de venituri și cheltuieli cu suma de 300.000 de lei, alocată prin hotărârea Guvernului numărul 563 din 24/2018, din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. Pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități naturale, în vederea refacerea 1 km drum comunal satul Ardeoan pe DC-53 și a 2,3 km drum comunal satul Ardeoan și liberarea de creșteri bugetare în cadrul capitolului bugetar la 51.01.03 autorității executive, suplimentarea potrivit STDD a sumelor prevăzute la titlul 10, titlul 20, bunuri și servicii, în vederea acordării dreptului salarial a creației lunii 2018. Deci nu a fost o rectificare și aici a potrivit greu, dar la fel de copil de persoană, dar și nu erau sume suficiente pentru acordarea salariilor. Atât. Mulțumim, domnul secretar, dacă dorești prima să ia cuvântul. Domnul Ceaia. Da, am ascultat materialul prezentat, îmi cer scuze, la ședința anterioară n-am fost prezent, am sunat, n-am fost învoit, dat ca motivat de domnul secretar și nu știam exact care e situația. Deci am înțeles că 3 miliarde de rectificare s-au dat în mâncă cu zero, urmele astea în ultimul cam în săptămâni,
Unul pe de tip. 300 de lei, sunt de acord cu rectificarea de buget, că trebuie introduși banii, dar trebuia să prezint cineva ce lucrări s-au făcut pe raza comunii. Și mai bine era dacă din banii ăștia, am înțeles, era bun dacă făceam domnul primar sau domnul vice, ca și consilier, cel puțin la 500 de metri de asfalt. Am înțeles că tot îl petruim, nu? Parcă în genul ăsta. Da. Punem banii miliardă, dar totuși pentru comunitate, dacă făceam cât iasă, din 3 miliarde iasă un kilometru. Deci dacă citiți hotărârea de guvern, în hotărârea de guvern este stipulat destul de clar ceea ce trebuie făcut din banii ăștia. Banii ăștia nu sunt cheltuiți. Și s-au sărcat. Deci nu este niciun loc cheltuit. Abia acum suntem la stadiul de proiectare, de contractare, de procedura de achiziții. Deci nu se cheltuie banii. Cum... Deci întrebarea mea de ce eu... De ce se va reface șanțele, vele întâlnești. Deci eu constatat... Comisia. Deci nu putem face altceva. Deci ce am constatat comisia care a fost constituită prin ordinul prefectului, deci a fost comisie mixtă, ce a constatat comisia, aia se face. Iar la Ardeoan se face. Știți destul de bine, că am fost destul de transparent, orice bani pe care l-am cheltuit, vi l-am adus la cunoștință. La Ardeoan se face acele investiții sau reface după ce se termină proiectare, procedură de achiziție, iată când. Iar asfalt, și eu îmi doresc asfalt, ca fiecare dintre voi vă doriți asfalt, nu putem cheltui din banii care sunt veniți din fondul de intervenții la dispoziția Guvernului să face asfalt. Dacă alții își permit să facă altceva, eu nu vreau să fiu după aia condamnat pentru deturnări de fonduri sau alte treburi. Da, deci, așa că cine v-a informat, domnul Cerb, v-a informat nu, și... Nu, întrebarea mea a fost dacă s-ar putea, dar eu știam de la ați fost viceprimar, sunteți consilier local la al patrulea mandat, legea o știe destul de bine. Banul cheltuie pe ceea ce îți vine, mai ales cu banii care vin prin hotărâre de guvern pe calamități, nu poți să cumperi ghiocei sau lalele. Ca să fie doar. Și dacă comisia constituită prin ordinul prefectului o stabilit că trebuie reparat un drum, eu nu pot să repar alt drum. Punct. Când mi s-a dat pe două drumuri banii și i-a dat cum mi-a dat, nu mai comentez. Deci nu mi-a dat un leu pentru Dianca, nu mi-a dat un leu pentru Ardeoan, nu mi-a dat un leu pentru gabioanele care au răsturnat la acest răstat. Deci nu mi-a dat niciun leu. Mi-a dat pe două obiective, eu banii acolo trebuie să-i cheltui, trebuie să-i întind, să-mi ajungă să fac șanturile acolo, care le știți destul de bine, că-s distrusă și drumurile și ce mai este de făcut. Considerați că inform... deci întrebarea mea era, deci fiecare am mărea, cred că așa, nu, dar nu se poate. Dar deci, dumneavoastră vă faceți de râs dacă mai puneți întrebări de astea să facem jumătate de kilometru de asfalt din banii care-s veniți pe altceva. Deci banii care sunt veniți prin hotărâre de guvern pentru un obiectiv, mai ales când e vorba de calamități naturale, trebuie făcut exact ceea ci, pentru cine o da. Nu putem să cumpărăm mere dacă noi ne-o dau bani pentru pere. Da, dar e foarte bine. Să noi le facem de rând, uite cât un dar ne comentează. Acel drum se poate face pe acel drum, nu pe altul. Da, mulțumesc. Ce se face? Dacă nu ai avut asfalt, domnul Popa, dumneata, eu înțeleg, nu știu unde vrei să ajungi. Dar nu vreau să ajung, nu știu. Nu, dar tot timpul trage asfalt și nu-mi doresc să fac asfalt. Dacă nu am avut asfalt și nu a fost distrus de calamități, nu pot să fac asfalt și bun. Deci pentru ce mi-a dat banii pe aia o să-i cheltui? Mulțumesc, îmi dorește să vă de acolo știu, sunt convins că ați fost la Leontinești pe acolo și eu toată ziua circul pe drumurile acele pe acolo. La Scorțean acolo, dacă vine acum ce se anunțe ploile astea, nu se nu mai au lupii. Dar ele au venit toate așa. Așa. Acolo, la ulița Prăjeștilor, la fel au început să dărâpinii. În șans, dacă vine o ploaie, acum eu nu știu, dumneavoastră știți mai bine, așa că dacă cei care au venit în comisii spun să așteptăm, ia să ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, să nu vii ploaie, nu. Acolo e un pericol, la Scorțean, mai zis, dacă vin toate alegerurile cele pe acolo, e pericol. În altă ordine de eu personal am dat telefon la IRE, ăla responsabil, că asta e legea telefonică, m-am recomandat, el, un nesimțit, că altfel n-am pus să-l numesc, așa, stâlpul la Munteanu vine așa, iar acolo la mine, de la deal, la Diaconescu, așa, se trece într-o seară, se vedeți ce flam e acolo. O să luăm foc și altceva. Atâta am spus. Mai dorești ceva? Două copii. M-a ascultat cu materialul felicitat de domnul secretar
Întrebarea mea este, acele două drumuri care au venit bani pe calamități, s-au executat, sunt în curs de execuție? Sunt în curs de execuție. Sunt în curs de execuție. Ce se execuție? Eu nu fac cum fac alții, domnul Popa. Cheltui banii, după aia face documentația. Sunt singurul primar în 2016 care a scos autorizație de construcție, dacă toți suntem la capitolul ăsta. Bani veniți din fondul de rezervă, tot pe calamități. Sunt singurul care am cerut de la Consiliul Județean autorizație de construcție în regim de urgență și locul să-mi elibereze. Acum, același lucru face Apele Române pentru digul de aici, venit când a eliberat autorizația de construcție în Consiliul Județean, venit de la Comuna Ardeoani. Eu nu pot să eliberez, în primul rând, banii sunt veniți pentru Comuna Ardeoani și Măgirești, și nu pot să elibereze autorizație de construcție pentru Comuna Măgirești. Doi, o ieșit din termen. Deci o ieșit din termen. Și nu am cum să eliberez așa ceva, dacă tot vreți. Eu am înțeles că vreți să mă duceți de colo-colo. Nu vreți să vă duceți de colo-colo. Nu spun și ține o întrebare, suntem cu da, v-am explicat și chiar explicat și de domnul Cerbu, că n-am cheltuit un leu din banii pe calamități. Și nici n-am făcut ce am făcut. Am înfundat găurile care au fost, nu puteam să lasă, Doamne ferește, de o mașină de intervenție, salvare, pompieri, etc. Nu puteam să stau cu drumurile rupte. Sunt făcute, acum sunt la în procedura de proiectare, de achiziții, eu încerc să respect legea. Pașa, chiar dacă durează mai mult. V-am întrebat, deoarece am văzut că ați închiriat un utilaj cu un buldoi excavator, care după ce au fost acele calamități, am mers pe drum, n-ar de oameni, de untinești și așa nivelul. Aia e altă treabă. N-are treabă. Deci ne gândeam, nu, nu are nicio treabă și... ce-a făcut Buldo cu banii care sunt veniți pe calamități. Deci e altă gâscă în altă traistă. Da, a fost plătit, s-a făcut un contract, s-a plătit. Da, a fost luat de PSA, a absolut 6 zile sau cât a fost, 8 zile, nu știu câte zile au fost luat și s-au înfundat găurile respective, da. De ce întreb? După ce a trebuit acel utilaj, omul angajat de la primăria Ardeoani, cu o greblă în urmă, a adunat pietre să pună în denivelări care nu vreau în urmă. N-am văzut așa ceva, da? În fine, părerea mea ar fi fost că dacă încheia un autogrider, un utilaj special pentru a nivela drumuri, care are o lamă care se poate nivela la 45 de grade și se ducă panta drumului, se ducă spre șanț, că de asta am făcut două șanțuri, mai ales pulța la deal, chiar locuiesc acolo, sunt două șanțuri, apa curge pe drum. Deoarece acest drum de excavator nu este destinat pentru a face drumul. El face terasamente, șanțuri, altceva. Eu știu că vă pricepeți mai bine la... Pricepem și a trebuit să vă pricepeți și dumneavoastră. Conduceți o unitate administrativă cu bani publici și când îi cheltuiți, spuneți că aveți transparență totală, vă rugăm de altă dată să închiriați un utilaj corespunzător pentru a putea face cele drumuri. Deci, fie dacă mergem în comun, tot posibil, chiar și măcar la vederea mea, o să constatăm că toate drumurile pe margine sunt maluri de pământ, cu iarbă, cu chiar balansul. Deci apa toată circulă de drum, nu șanțuri. Deci de ce ne chinuim să facem acele șanțuri? Dacă apa nu curge... Utilajul, domnul Popa. Deci perimetrul de exploatare, avea săptămâna trecută, mi-o vine notificarea. Deci săptămâna trecută, da? S-au luat acele utilaje de PSA, au luat, au început să care aprexul în stația acolo la concasare, la găzărie, ca să nu mai pun bolovan pe drum. Duce balastru acolo, îl concasează, îl aduce și îl pun pe drumuri. Și cu siguranță va veni acel autograder că l-am luat de pe seama. Dar nu a venit până nu pun sortul ăla, balastru ăla. Iar ceea ce s-a făcut cu acel buldo, acele 5-6 zile, alea sunt lucrări provizorii, iar mă repet. Au fost lucrări provizorii ca să redau zona în circulație, da? Deci aia au fost. Inutil acolo. Așa consider eu. Și încă o mică intervenție. Am mers pe drumul Unița de la Valea în Ardeoani. Era și noi să ne-am întâlnit pe drum. Am văzut că ați lăgit drumul, ați făcut șanturi foarte bine. Dar la poliția la acolo, a rămas captura de port în drum. Bănuiesc că nu rămâne așa. Bănuiesc că faceți un cămin ca să mutați capul prin port. Bănuiesc bine, nu rămâne. Da? E regulă atunci. Da. Mulțumesc frumos. Vis-a-vis ședința anterioară de drumul Tărâța Veche, mi-am adus aportul, am mers, am dus piatra, am dus cu remorcii, chiar și oameni am creștit pe prima pantă, am rămas undeva mai sus. M-ați trimis un utilaj, am creștit foarte bine, ok? Dar mai sunt porturile de drumuri, trebuie lărgit.
Dacă credeți că puteți să o rezolvăm bine, dacă nu, se chinez unul celălalt și îl fac eu. Îl fac. Mi-am propus să ajung la drumul celălalt și... Nu e nicio problemă. Nu te lași de dumneavoastră, o strica drumul ăla și stric în continuare și totul te lași de dumneavoastră și altor cetățeni trece pe acolo. Am să fac atât cât avem. Știți destul de bine că suntem la sfârșitul. Și trebuie să aveți că suntem, domnul Popa, suntem la sfârșitul lunii august și rectificarea bugetară nu a avut loc. Înțelegeți? Noi suntem în incapacitate de a da salariile. Da? Și nu noi. Cred că 90% din unitățile administrative. O să facem, așa cum v-am spus la ședința trecută, în funcție de posibilități. Eu văd fiecare drum, fiecare problema, fiecare e cea mai importantă. Comuna e destul de mare, asta e situația. Calamități au fost aproape în fiecare an. Eu ce înțeleg că dumneavoastră vă pregătiți pentru campania lui 2020. Dar vă spun, chiar dacă înregistrați, sunteți pe teren minar. Nu. Ascultați și vă spun. Dar de ce nu, așa spun. Dar deci așa vă spun eu. Deci nu ameniți domnul Popa. Vă încercați, dacă sunteți bărbați și adevărat consilier, veniți ziua aici și stabilim anumite chestii, nu fața camerei de la vedere. Am venit ziua, a venit. Păi normal că au venit domnul ca să vedem cum facem programul pentru ziua respectivă. Iar dumneavoastră spuneați ca să luăm butul, să-l ducem acolo. Nu pot. Din cauza că omul ăla a luat doar câteva zile. Nu am bani pentru așa ceva. Înțelegeți? Iar din banii de pe calamități, încă o dată vă repet, nu s-a cheltuit niciun leu. Nici măcar în documentație. Dar apropo de buldo, s-a deplasat acolo. S-a deplasat din bun simț. Nu, s-a deplasat din bun simț. Păi și-o dă din bun simț, doamne, și-a făcut acolo. Nu are nicio obligație să facă. Nu, aveai obligație, domnul Popa, din cauza că aveți destul de utilaje și vă stricați destul de drumuri. Așa că nu mai încercați să... Doamne, n-am contestat. Le reparăm. Dar sunt sigur, a zis că convocați pe toți care strică drumurile. Ați făcut ceva în sensul ăsta? Da, mulțumesc. Am ascultat că știam poate doamnei mei, secretar, vă spun o chestiune foarte neagută aici. Deci, cu ceea ce e trimis de la București pe articolul bugetar care este și pentru ce a fost la implantație, aia se face, n-are să-i face. Indiferent ce o fi, cum o fi, dacă acolo e stipulat în articolul bugetar că ăla e, dar să mai poate face. Am înțeles că, domnul primar, dacă puteți interveni pentru reglarea, nu? A bugetului de venituri și teoria. Dumneavoastră sunteți cel care puteți să faceți chestia asta, nu? Deci nu. Trebuie să înțelegem că astea sunt problemele. Dacă banii sunt veniți pentru așa ceva, pentru repararea drumurilor sau cei, da, acolo, prin comisia aia și a dat cu destinație. Adică a dat cu destinație. Asta este. Așa o înțeleg eu. Da. Eu sunt de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră, domnul secretar, cu problema respectivă. Și asta de asta trebuie să avem în vedere. Problema cu banul trebuie cheltuit atunci când trebuie și unde trebuie. Destinația în Arifă, ei, domnul primar, s-a luat de la normele, de la articolul de bugetare care sunt. Așa am înțeles. Și așa și știu. Am terminat. Mai vreți cineva să vă după cum știți, după evaluațiile din 30 iunie 2018, drumurile în mare parte au fost afectate considerabil de viitor. Deci nu înțeleg cum puteți afirma că acel utilaj 6 zile au fost plătite inutil. Deci chiar nu înțeleg. Drumul Sondei era impracticabil. Drumul de la Iliești era impracticabil. Dianca la fel. Deci nu vreau să enumer toate drumurile. Deci chiar trebuia fără discuții. Deci un cap pe bord. Drumul e de la destinația Arbitură, cum a spus dumneavoastră, la Tărățare. Am ținut din tura trecută, am promis că vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru participare. Vom acționa în continuare în funcție de programul care o să-l avem. Deci în funcție de urgență, de priorități, de nu putem să mergem să ținem numai Tărăța Mei. Dacă, după cum știți, drumurile agricole au fost distruse și de utilajele la alți fermieri,
dar și dumneavoastră au fost convocați și au intervenit. De exemplu, domnul doctor Diaconu, Cuteanu, a intrat în șanță acolo, apa pe drum, dumneavoastră a venit, a decolmatat, a balastat, a rezolvat problema. Urmează domnul Ilaș și dumneavoastră tot la fel. Mulțumesc că ați venit, dar ați trecut dumneavoastră cu utilajele pe acolo. E bun. Da. N-am contestat. Ceea ce spunea domnul consilier Vârlan, cu drumul la Găunteniești, cu Ligola de acolo, cu... Deci, domnul primar a arătat foarte clar. Când se termină documentația, atunci ne vom apuca și de șanțuri, și de drumuri. Avem în obiectiv închirarea de utilaje corespunzătoare la lucrările care le avem. Trebuie să avem puțină răbdare. Mulțumesc. Cum mai dorești să facem? Nu se supune la vot proiectul de hotărâre la prezentare. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Popa. Domnul Cernu. Domnul Vârlan. Sătărătă, deci... Împotrivă. Deci, domnul... Cernu. Cernu. Împotrivă sau... Împotrivă. Împotrivă. Domnul Popa. Domnul Vârlan. Popa, abține, da? Sau toți? Abține. Toți abține. Împotrivă. Deci, toți trei ani împotrivă, da? Eu abțin, nu. Nu, abține. Nu. Deci se spune, ăla ce că aceasta lua foc, că ăla e un om conștient, la ire, nici nu s-o recomandă. Am pe telefon. Dacă și zi. Dacă îmi permiteți, cu privire la rectificarea acestui buget, deci, cu suma de 3 miliarde de lei, nu s-a făcut altceva decât doar s-a reîntregit bugetul. Deci, dumneavoastră, să înțeleg, să cred că sunteți împotriva reîntregirii bugetului. Domnul secretar, faceți-vă datorie și cu nu am primit de explicații ce să fac cu acei bani, cât pentru salarii. Pentru salarii este negut, dar nu am cerut, nu am primit explicații ce s-a făcut cu rectificarea. 5 miliarde, ce s-a făcut? 3 miliarde reîntregirea bugetului. Dacă ne spuneați din timp, da. Dar a fost destul de clar și materialul a fost destul de clar. Dar așa vreți dumneavoastră de fiecare dată, nu pe felea. Dumneavoastră nu știți pentru ce vă abțineți și pentru ce făcați cu bani. Știm, domnul primar, știm. Domnul secretar. Dar trebuie să ne repede să vadă. Dar ce să ne spus odată? Spuneți de... De ce nu este de acord cu rectificarea bugetară? Cu banii care au venit de la PPR. Macronarea bugetului local de venituri și cheltuieli cu suma de 300 mii lei, vorba de 3 miliarde aia, alocată prin hotărârea guvernului, 563 din 24-27-2008. Dacă aveți informațiile care le aveți și aveți ordinul clar de la președintele partidului, PSD de la Bacău, ca să fiți, să fiți tot timpul pe contra la Ardeoan, eu vă spun că să încercăm să facem și fără voturile dumneavoastră ca să cheltuim banii pentru ceea ce au venit. Înțelegeți? Deci dacă veni înțelegeți dumneavoastră? Dacă vreți să spun la toți care am fost împotrivă... Dumneavoastră sunteți cel care a făcut filmulețe documentate și ați afirmat de diferiți cetățeni cu un Ardeoan că eu aș fi cel care... Nu păi dumneavoastră sunteți împotrivă, nu? Nu dumneavoastră am votat odată împreună, sunteți toți aici. Pentru bunul mers al comunității, noi ne-am votat pentru. Și sunteți de față toți. Da, dar și bani dați pe calamități, dați din guvern, nu am spus clar. Dar trebuie explicat și pe calamitul a verdeat. Și nu trebuie explicat. Să vede, domnul secretar, o să urmăriți cum am luat cuvântul și am spus. Dacă se putea, pe banii de calamită să facem asfalt. Și eu cum să se poate bine, sunt convins că nu se poate schimba, deci au fost petriș, facem petriș. Dar i-a spus clar, m-am săturat de petriș și era bine pentru. Pentru asta nu sunt de acord. Să vină cineva să spună, da, domne, am dat banii 3 miliarde pentru asta, dar hai să vedem tot aia care face rectificări și cu aia care dă ordonanță de urgență, hai să vedem o portiță la prefectură, la Consiliul Județean, să spună, dăm, dar nu mai faceți așa, hai să schimbăm pentru un kilometru de asfalt. Pentru asta am fost împotrivă, ce-am puțin eu. Nu, avem, avem 1350 de metri de șansă pe domnul. Nu mă ordine și domnul primar, deci domnul Cervo, 1350 de metri de șansuri betonate. Nu-i pe balastrare. Balastrare e foarte puțin. Și am zis că sunt de acord, dar sunt împotrivă pentru că banii aia să vină pentru un kilometru de asfalt, dar apucem a mii de viață. Că tot ne plimbăm de la stânga la dreapta. Pentru asta am fost.
Dar în cuvântul meu, când am luat, am zis, da, sunt de acord cu rectificarea de buget, dar împotrivă pentru să vinem pe alt, să facem de acolo. Așa vreau să fie pentru altceva. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de domeniul public al instalației electrice de utilizare în vederea administrării de energie electrică a statului de bază pentru servicii de comunicare electronică IEPS-FE în localitatea Adean, comuna Adean de Tibașov, aveți comisiile reunite. Domnul Matadan Bogdan, președinte a Comisiei de Specializare, specialitate, prezintă avizul comisiei reunite. Comisiile reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Doar cuvântul doamnei Gerasimescu Luminica pentru a prezenta raportul de specialitate. Raportul de specialitate privind aprobarea amplasării de domeniul public la unul drumului public existent, a instalat la electrice de utilizare în vederea administrării de energie electrice a stației de bază de servicii de comunicare electronice RDS și RCS, localitatea Arlan, comuna Arlan, județul Bacău. Subsemnată Gerasimescu Luminica consideră cazul aparatului de specialitate afirmat din comuna Arlan, județul Bacău. Urmarea cererii și a memoriilor justificativ al SCRDS și RCS, PSA, înregistrată la primăria comunei Ardeoan cu numărul 4350-6-2018, prin care privind aprobarea amplasării pe domeniul public de-a lungul drumului public existent a instalației electrice de utilizare în vederea alimentării cu energie electrice a stației de bază pentru servicii de telecomunicații. Având în vedere prevederile articolului 12 și articolul 14 din legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, modificările și completările ulterioare, legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, legea 50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, articolul 36 aliniatul 1 și 2 litera C din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare. Vă rugăm să aprobați amplasarea pe domeniul public la lungul drumului public existent a instalației electrice de utilizare în vederea alimentării pe energie electrice a stației de bază pentru servicii de comunicații electronice RDS și RCS în localitatea Ardoan, comuna Ardoan, județul Bacău. Mulțumesc, domnule Gerasimescu Luminica. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Rula. Referitor la instalațiile care vor ei să le pun în continuare, sunt afiliate pe toată raza, mă refer la Leontedeș, aici la Ardeal. Așa, tot felul de cabluri care se pun la pământ, tot felul de branșamente nefăcute de 380 volți, lumină de 220, și chiar acolo la mine și spre Clement, acolo, acolo se delimitează. Nu are nicio treabă, domnul Mura. Nu are nicio treabă. Dar nu s-a plasat copii stârpește? Nu, domnul Mura. E totul altceva. E vorba de acea stație de sus, de la Releu de sus. Releu de sus. Nu are nicio treabă. Nu are nicio treabă. Da. Domnul Mura. Poate va fi suterane, deci nu... Sunt de acord cu montarea asta, pentru că nu putem să-i pun în fața sau să ne opunem dezvoltării. La mână, dacă aduc aici releu și asta, poate aduce și televiziunea și o să iei concurență. Și atunci tot cetățenii au de câștigat, că concurența scade prețul, crește și eficiența. Crește cererea. Nu? Crește cererea. Și cererea și eficiența televiziunii, că așa stau, dacă e numai unul, le dă doar două programe, dacă sunt mai mulți, atunci e concurența. Și concurența e bună, câteodată chiar e foarte bună. Așa că eu sunt de acord să montez, că doar să facă, să respecte proiectul, să facă pe care corespunzător, să mă fie și eu sunt de acord cu ce a prezentat doamna, așa, cu IRDS și cu SEDU, stația, eu știu cum este montată, este montată chiar la... Adică am un stâlp ăla mare, cum am dat chiar la urmă de DNA. Băi. Așa? Nu se pune nicio problemă. Iar de primul fiind urcat, e chiar ok, ca la televizor.
Da. Sunt de acord, am spus la modelul de stat, domnul Casimescu, sunt de acord cu montarea acelei registrații de RDS și deci, beneficii. Mulțumesc. Mă doresc în altă cuvântă. Îmi supun la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de către cine e pentru? Împotrivă, trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al regulamentului local de urbanism a Comunei Ardeona. Domnul Lucu Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul de hotărâre. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul doamnei Grasumescu Luminița pentru a prezenta raportul de specialitate. Prelungirea valabilității planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism al Comunei Ardeona județul Bacău. Planul urbanistic general este documentația de urbanism care are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt la nivelul întregii administrative teritoriale cu bază cu privire la stabilirea și limitarea teritoriului din Tavidan în relație cu teritoriul administrativ al localității, modul de reorganizare a terenului din Tavidan, zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație, delimitarea zonelor afectate de servituri publice, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-utilitare, stabilirea zonelor protejate și de protecția monumentelor istorice, formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor, precizarea condițiilor de amplasare și conformarea a volumelor construite, amenajate și planificate. Cuvânt cuprinde prevedere pe termen mediu și lung, privire la evoluția în perspectiva localității, direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu, traseele coridorale de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean, conform prevederilor legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările ulterioare al articolului 46 alineatul 1. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maxim 10 ani planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor social, geografic, economic, cultural și de necesitate locală. Având în vedere că planul urbanistic general al Comunei Ardeoan aprobat prin hotărâre de Consiliul Local numărul 34 din 25 septembrie 2008 este valabil până în data de 25 ianuarie 2018, propun spre aprobare prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general și regulamentul local de urbanism până la intrarea în vigoare a noului cu, dar numai nu de 10 ani, adică până 25 ianuarie 2028. Mulțumim, doamnă Grasumescu. Dacă dorești, nu lasă cuvântul. Am acordat foarte atent materialul prezentat de doamna Comisia. Sunt de acord și sunt de acord cu prelungirea valabilității planului urbanistic general. Am terminat. Mai vreți cineva? Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Ardeona. Se trece la adresa școlii gimnaziale Ioan Romul Ardean, cu numărul 936 din 1999. După cum știți, la fiecare început de an școlar trebuie numit de către Consiliul Local o persoană care să facă parte din Consiliul de Administrație la școală. Deci, începe acum un an școlar nou, 2018-2019, deci a fost domnul Rusu Alexandru, deci poate să faceți și eu alte propuneri, dar de asta se cere în adresă de la școală, care să trimitem adresă, să desemnăm o reprezentantă a Consiliului Local, care se face parte din Consiliul de Administrație. Nu, ce vă zic, sunt de acord. Domnul a fost, știi, pensionat, atunci se face o propunere. Cum vă trebuie propune cineva pe domnul? Deci domnul Popa, nu știu să fie, eu propun. Le propune pe domnul Rusu Alexandru.
Așa. Poți să puneți la vot și... Cine speră ca domnul Rusu a ducat în microfonul local? Vă consiliu? Consiliu de administrație. Vă consiliu de administrație. Da, mă știu să zic. Trebuie să știu cuvântul cumva? Nu. Nu știu. Acolo, mă. Acolo, ce zic? E reprezentat de domnul. Hai, ca domnul. Domnul Rusu. Păi, domnul Rusu, că domnul Rusu. Păi, fiind epuizat. Așa o zic. La diverse. Am reprapot, oameni. Reprapot. Domnul Rusu. Dar îmi permiteți, aș avea și o problemă, nu face obiectul ședinței de astăzi, dar totuși nu aș ruga și pe domnul primar și pe domnul vice și pe domnul consilier, poate luăm ceva atitudine, cu gălăgia după ora 10 noapte. Nu vreau să fiu subiectiv, dar domnul Pop ar fi cer până la 12 noapte să ne cânte boxa aia cu muzica. Știți și dumneavoastră despre ce e vorba, cum trebuie să vă spuneți. Nu e frumos, avem și copii mici. Am înțeles că v-au atenționat și băieții de la poliție. Dumneavoastră faceți ce vreți. E vorba de pur și simplu. Cum îți considerați dumneavoastră? Dar chiar e deranjant ca până la 12 noaptea să urli muzica aia și boxa așezată în colțul terasei cu fața spre stradă. Dar domnul Pop are, are tot felul să amenințe lumea, nu că o boxă aia. Deci asta se întâmplă. Domnul consilier, domnul prin atitudinea dumneavoastră, ați demonstrat, de dumneavoastră, prin atitudinea dumneavoastră pe care ați avut-o și o aveți, ați demonstrat că sunteți cu el pe Pelexa, cum v-am spus nu odată de atâtea ori. Deci dacă dumneavoastră, ceea ce nu mi-a dat guvernul, deci am făcut intervenții ca să-mi dea și mie 3 miliarde din pagube de 20 de miliarde pe care trebuia să-mi dea guvernul, abia mi-a dat 3 miliarde, ca să fiți împotrivă, să ne întregim bugetul local cu cei 3 miliarde pe calamități de se vede, deci dumneavoastră o faceți public și în ședință publică și de față cu toată lumea, asta nu este altceva decât... Nu vreau, nu vreau, vorbesc eu, după aia vorbesc dumneavoastră, da? Vorbesc eu. Nu faceți altceva decât să puneți piedici în continuare la dezvoltarea Comunei Ardeoani. Înțelegeți? Dacă dumneavoastră ați fost contra la școală, contra la, la tot ați fost contra, acum sunteți contra și la reabilitarea infrastructurii calamitate pe teritoriul Comunei Ardeoani. Deci asta nu este altceva decât nesimțire, domnul Pop. Nu este. Deci nu este altceva decât am fost și am văzut. Păi dumneavoastră s-a fost... Am filmat toate drumurile. Ce s-a filmat? Catastrofă drumurile. Domnul Pop, ca și consilier local, ca și consilier local, domnul Pop, ca și consilier local, aveți obligație și din bunul simț, și din bunul simț, aveți obligație și bunul simț, și statutul pe care îl aveți de consilier local, da? Trebuie să puneți umărul la bunul mers al comunei. Și am pus întotdeauna și care, care mers? Care, care ce ați făcut dumneavoastră pentru, în cei 12 ani de mandat de consilier? În afară de în afară nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu e adevărat. Noaptea la 12, când au fost inundații, l-am văzut și pe Cosmin, și pe Bogdan, și pe Remus. Nu mai zic de Nea Sandu. Ce era Nea Sandu pe drumul Sondi? Deci conducta montată de astea de la, la, la compania de apă era dezvelit, era un metru. Și spuneți că am intervenit, știți care este rolul nostru. Domnul consilier, știți care este rolul nostru? Domnul consilier, știți care este rolul nostru? Domnul, știți care este rolul nostru? Știți care este rolul nostru? Să facem... Proiectul pentru bună starea cetățenilor rurale de oameni. Și dumneavoastră să fiți contra lor. Nu am fost contra da. Niciodată. Ba da, ați fost. Niciodată. Domnul, există înregistrare când președintele partidului, domnul Benea, președintele dumneavoastră care în continuare vă învață numai prostii. Deci avem înregistrare când a venit în mijlocul comunii și erai de mână cu el și a zis în 2012, dacă mai ieși diaconul primarul Comunei Ardeoani, voi rage Comuna Ardeoani de pe harta județului. Martor este un sfert din comună. Iar dumneavoastră, în continuare, după ce nu faceți nimic pentru această unitate, în continuare boicotați. Deci boicotați. Nu v-am văzut odată în cizme, nu v-am văzut odată să veniți la inundații, să puneți mâna, toți au venit. Mai puțin dumneavoastră. Și cu asta am încheiat-o. Cu asta am încheiat-o. Nu și dumneavoastră luați indemnizație. Luați 10% indemnizație din indemnizația primarului. Iar dacă domnul președinte vă învață în continuare...